dans, muzică și filme documentare. Acestea au fost elementele unui spectacol original prezentat pe scena Centrului Cultural Aurel Stroie din stațiunea Bușteni. 23 de tineri artiști foarte talentați din Georgia, Macedonia, Serbia și România au reușit în foarte scurt timp să pună în scenă un spectacol tematic pretențios. Cele mai gustate momente au fost însă cele de dans, unde protagoniștii s-au descurcat admirabil. În proiect sunt tineri care, mulți dintre ei au experiență în dans. Din Serbia, un băiat care e dansator profesionist, din Georgia sunt niște fete care au dansat câțiva ani dansuri populare tradiționale și toată lumea, în general, iubește dansul în proiect, așa că le-a fost foarte ușor să realizeze un spectacol. Am avut doar o zi jumate pentru aceasta. Din cadrul spectacolului nu a lipsit nici muzica bună, iar proiecțiile de filme documentare referitoare la situațiile grele prin care au trecut țările tinerilor invitați i-au ținut pe spectatori cu sufletul la gură. Libertatea și drepturile omului, dar și toleranța au fost principalele teme vizate de programul Tineret în Acțiune, desfășurat în cadrul unui proiect european. Proiectul a avut ca idee întâlnirea dintre tineri din aceste țări menționate, Georgia, Serbia și Macedonia, pentru a realiza împreună un film care să cuprindă atât interviuri cu ei despre visele lor, cât și momente de dans, un film care să promoveze drepturile omului, libertatea. Reprezentanții Centrului Cultural Aurel Stroie din Bușteni sunt încântați că au fost aleși pentru a găzdui un astfel de eveniment și speră într-o colaborare cât mai bună pe viitor. Este într-adevăr un moment deosebit, pentru că acești tineri au ales ca loc de pregătire Bușteniul cu toate frumusețile lui și ca loc de desfășurare a unei părți din proiect, și anume a spectacolului, Centrul Cultural Aurel Stroie. Au găsit, cred în noi, niște parteneri serioși și, într-adevăr, spectacolul care cuprinde dans, muzică, dar și o serie de filme cu realități din țările respective, toate acestea fac, într-adevăr, o după-amiază frumoasă aici la Centrul Cultural Aurel Stroie din Bușteni. Reprezentanții Asociației de Artă și Spiritualitate Zan Art spun că vor continua astfel de proiecte prin care speră să adune la un loc tineri din toată Europa, care prin teatru și muzică să militeze pentru drepturile oamenilor de pe întreg mapamondul. Următorul proiect va fi Dance Labyrinth, în cadrul căruia tot în stațiunea Bușteni vor conlucra tineri talentați din Italia, Polonia, Ungaria și România.